Salutare dragilor, bun găsit pe canalul Great Runner la un nou episod de Victoria 3. Jucăm cu România, suntem în 1968. Episodul precedent am reușit să eliberăm Slovacia din ghearele Austriei. În momentul de față ne punem problema de a încerca să eliberăm Bulgaria din Imperiul Otoman. Începem să fragmentăm așa încet încet fiecare țărișoare de prin jur. În paralel încercăm să coborâm infamia României, după cum vedeți, la coborâm de la 58 la 52 de puncte, sub 50, undeva la 30 și ceva. După care primul lucru care o să putem să-l facem în ceea ce privește cuceririle ne-ar triggerui în mare parte o infamie de 27,5 în ceea ce privește Serbia sau 35 de puncte dacă vreau să iau chiar să nu. Deci dacă vrem să eliberăm Transnistria, asta este outcome-ul. Deci trebuie să ne facem o rezervă. În timpul ăsta nu prea avem multe opțiuni la mijloc decât acelea de a încerca să eliberăm țărișoare. O să luăm încet așa cu Bulgaria, pentru că Rusia are un interes asupra Imperiului Otoman, iar dacă îi challenge-im aici, o să putem să le eliberăm, îi scăpăm de interesul Rusiei în Imperiul Otoman. Deci hai să încercăm să facem chestia asta. Între timp, trebuie să stăm acum un timp, probabil până la sfârșit de lună, ca să se manifeste acel declare interest. Între timp fac declin aici la... ne manifestăm neutralitatea în ceea ce privește toate conflictele de prin zonă. Imediat ce avem ocazia o să triggeruiesc aici Liberate Country. Am făcut și decrease la Colonial Affairs. Cum ziceam, nu mai putem să facem investiții mai departe, deci nu are să mai facem investiții în colonizare, că nu mai avem ce să colonizăm. Am luat tot ceea ce se putea coloniza. Mult de față, la nivel de established colonii, nu mai avem absolut nimic. Mai apare aici ceva cu Gobir, colonized Niger, dar nu avem acces la locația respectivă, drept urmare cam asta este. Dacă se mai schimbă între timp, o să vedem la momentul care se schimbă. În mod de față, lăsăm lucrurile cum sunt. Deci Liberate Country, dacă aprob Bulgaria, ok, dacă nu aprob mai trebuie să stăm o vreme. Avem aici Continent of Opportunity. Nu mai cheltuim bani pe colonizare, pentru că nu avem ce colonizare. Văd că spaniolii se bat cu cineva. Ceea ce e bine, pentru că spaniolii sunt de partea otomanilor, în cazul în care avem un conflict. E mai. Hai, Liberate Country. Apare Bulgaria. Gata, trigăruim. Liberate Country. Acum, ce o să facem? O să începem să mobilizăm trupele direct de pe acum. Pentru că durează foarte mult să-i mobilizezi cu totul. Și de data asta zic că e nevoie să mobilizăm pe toată lumea. Inclusiv îmi pun problema să-mi iau armatele de pe teritoriul african să le duc aici. Mobilizăm pe toată lumea și până ajungem aici la cel puțin un sfert din cadranul de rezolvare a conflictului, o să mergem pe minus. Sperăm să nu intrăm într-o mare gaură de bugetară, dar dacă intrăm, mai e. E mai important să câștigăm acest conflict și dacă mobilizăm multe trupe, o să și băgăm frica în potențialii adversari, cel puțin să știe la ce se aștepte. Avem un avantaj în momentul de față de 61% în front. Am intrat în partea în care putem să facem sway countries și văd că nu sunt multe opțiuni. Să fac sway la gris cu returnarea Salonic. E singurul lucru care e rentabil pentru ei. O să bifăm aici sway Salonic. Aici o să-mi declar neutralitate. Și aveam acum niște trupe pe graniță. Să vreau să redeploiez un pic, pentru că nu vreau să mă bat acolo, în Marea Centrală Mediterană. Să vedem dacă există un alt front. Da, aici. Acolo aș vrea să-i pun pe aceștia. De ce? Vreau să le fragmentăm un pic trupele. Și aș vrea și grecii să-și folosească trupele pentru a împinge granița aceasta. Uite, și-au adus și deja Imperiul Otoman trupe acolo. Din păcate, Rusia încă este în conflict. Nu știu dacă se va retrage. Va rămâne de văzut chestia asta. Nu știu dacă reușim să-i convingem pe ruși să retragă cumva. Dacă nu, o să fie super tough. Poate reușim să mai tragem pe cineva.
în conflictul ăsta. Momentan nu pare că avem cum să-i convingem pe vreunii. Dacă nu reușim, trebuie să ne ducem și parte din trupe pe granița cu Rusia acolo. Da, trebuie să ne mai mutăm, probabil, dacă așa se transformă conflictul nostru, nu avem de ales. Asta este, command limitul este 60, băiatul ăsta are command limitul 33. Cred că putem să mai promovăm o dată pe asta, dacă e cazul. Așa. El are command limitul 30, 30, 30. Mai promovăm. Ia, care e mai bun dintre voi? Nu mai știu ce... Așa, alcoholic, am citit la asta. War criminal. Nu știu, hai să-l promovăm pe asta, vedem ce iese din asta. Partea nefericită este că Rusia s-a băgat aici. O să fie interesant. Cel puțin. Hai să vedem ce iese. Nu prea mai avem, cred că, țări pe care să putem să le convingem. Ba da, Marea Britanie. Dar trebuie să le dăm ceva. Mă, ce țară să le dăm? Vreo Romanian Western New Guinea. Of, of. Hai să dăm. Le dăm Romanian Western New Guinea. Nu știu dacă mai vine și în partea altă cineva. Aoleu, au intrat spanioli și egipteni. Da, oricum e destul de groasă treaba. Din ceea ce observăm aici, acolo avem oarecum un avantaj cu frontul. Ăștia au venit și ei pe graniță aici. Deci în partea sudică pare că stăm bine. În nord aici stăm destul de prost, dar poate ne trimis și mie britanici niște trupe. Uite, văd că ar veni niște trupe, dar nu știu unde se duc ăștia. Nu de alta, dar mai un pic și începe conflictul, aproape un sfert din barul ăla. Ca mobilizare de trupe, observ un număr impresionant de trupe. Mamă, 1370 de batalioane. E adevărat că și britanicii vin cu număr la mare. Noi avem 300 de batalioane, om de față comise. 668 din partea, 670 din partea Marii Britanii. De că au mai venit britanici aici cu din trupe. Nu le văd pe ale... Escalation. Ia ce mai are loc pe aici, conflicte. Speram să-i convinge pe britanici prin umilirea alorlalți, dar na. Partea bună că n-a intrat și dinastia King. King în... Dinastia Ming e, de fapt, cred că acolo. Anyway. Deci, la război acum, hai să vedem ce se întâmplă. Hai să anulăm trei druturile astea care sunt probabil blocate sau știu eu. Nu știu ce-i convine. Ok. 500.000 pe zi, pe lună, cred că este aici consumul. Aici avem pe britanici, asta îmi place. Noi ce am asaltat aici, dar am asaltat cu 9 batalioane, 90 și ceva. Și aici am văd că apără britanici cu 200 ceva de batalioane. Singura mea speranță, zic eu, este în partea sudică. Pentru că aici nu prea au trupe și dacă otomanii pierd suficient de mult teritoriu în partea de sud, s-ar putea să ne avantajeze chestia asta. Deci vom cuceri posibil Varna against odds, ce aici? Okay, mai face din populația Microneziei niște loialiști. Aici pare că i-am bătut la bătălia pentru Varna, ceea ce este foarte bine. Aici văd că i-am înfrânt. Aici pare să fie un asalt al lor. Și văd că e condus de egipteni. Pare că îl iau bătaie. E 570 consumul. Ia, ce mai avem pe aici? Un asalt, un prim asalt dincolo de graniță. Cred că e dincolo de Nistru, efectiv. Da. E dincolo de Nistru. Și este cu succes. Hai să vedem aici lângă Nistru, pe partea noastră, ce se întâmplă.
Ăștia sunt rușii care nu au puști și tunuri și călăreți. Ăștia sunt leșinați pe cai pe aici, din ce văd eu. Wow. De drept impresionant ce se întâmplă acolo. Și primul asalt, dincolo de graniță și pe partea asta, spre Bulgaria, dincolo de Dunăre. Wow, victorie. Și aici, stai, să vedem dacă îi batem și aici, s-ar putea să luăm prim teritoriu în Macedonia. Ai, aici e Albania. A, am câștigat deja Salonicu. Mamă, am luat și Macedonia. Deci astea sunt pașii de care avem nevoie ca să terminăm războiul acum. Liberă Bulgaria, return to Salonic. E minus 484. Cum o să treacă pe minus, vom ști că îi înfrângem. Deci în Albania pare că e o bătaie. Mă, deci britanice, da, n-am reușit să-i convin cu altceva. Din păcate, le-am dat Western New Guinea. Nu știu dacă mai e la noi acum. S-ar putea să o fi luat-o deja. British Western New Guinea. Da. Asta era teritoriul. Ce să zic? A, e, l-am pierdut acum, l-am cedat. Oricum nu aveam prea mult acolo. L-am luat acum vreo 100 de ani. Aproape? Nu, poate mai puțin de 100 de ani. Bun. Din nou asalt aici în Bulgaria, în partea sudică, eu aștept să pice și Albania. Victorie, dar încă nu ne-am luat teritoriul. Eu asta speram acolo să se întâmple, dar măcar nu s-a întâmplat. Hai să vedem. Oh my god, au ajuns ăștia până la Kiev. Deci uite-te, incredibil ce pagube le-am produs. O nouă victorie. 428 de soldați. Bă, și de ce au defensiva așa mică ăștia? Ne batem cu cai și eu tunuri. Pare că ne luăm un pic bătaie aici. Dar partea pozitivă este... Wow, am luat Bulgaria. Numai că am luat Bulgaria, am luat și Macedonia, am luat și Salonicu. Și ai un asalt aici la centru. Pentru cucerirea Skopia, în egală măsură e și Sadă în Serbia, sub asalt, Bulgaria deja cucerită, și nordul Tracii, de asemenea asaltat acum. Deci nu știm care conflict. Aici pare că îi batem nordul Traciei. Hai să vedem ce se întâmplă pe alte fronturi. În sudul Serbiei pare că îi batem. În Skopia sunt două bătălii, una o câștigăm și... Așa. Aici pare că sună ăștia din trompete și iau bătaie cu tot sunetul lor de trompete. În Albania, din nou asalt din partea trupelor României, cu victorie. Se pare că s-au băgat în tranșee, dar n-a fost suficient. Hai să vedem, stai să vedem ce mai e pe aici. Da, am zis și nordul Tracii, dar n-am urmărit exact cine cum. Ia, văd că au puști. Mamă, am pus aruncătorul de flăcări pe ăștia din linia întâi. Și în spate avem tankuri. Și se văd tankurile grele, tankurile ușoare. Mamă. Este foarte tare. Aici era o singură chestie, este un pic îngrijorată în Moldova. Cred că e mai exact în nordul Bucovinei sau în bătălia. Da, din nefericire ce am pierdut-o. Dar, wow, deja au pierdut și Volinia. Ia să vedem aici ce facem. Mă, că ne-am luat o mică bătaie acolo. Și zona asta cine o mai apără? Sau ăștia se așează ei după cum vor. Oricum, pare că... Mamă, deci deja au luat, sunt în sudul Serbiei, au cucerit și acum asaltează Albania. Au luat și Albania. Da, au luat-o grecii. Păi și ce mă au aici? Ia stai, Bosnia e cucerită sau nu? Bulgaria, Bosnia, Front. Nu sunt trupe pe granița aia. Aici pare că i-am bătut în nordul Traciei. Să sperăm că se redistribuie către nord trupele astea, pentru că pare că pe aici nu mai există front de luptă. Trade agreement de la francez, ăsta tot era de așteptat să vină. Și ne batem acum pentru Skopia din nou. Mamă, dar îi batem foarte rău.
tunurile astea tip howitzer, îi fac varză. Eu te pește în spate cu căruțele. Aduc supply. Sunt foarte tare aici. Eu speram că veni și noi cu trenul sau ceva, dar erau cu căruța în spate acolo. Deci am ajuns la Eastern Thracia. Un al doilea asalt aici pare că și-au luat bătaie, ceea ce e bine. Aici un nou asalt în Volinia. Da, am luat bătaie acolo. Și am pierdut avansul. Wow, ce s-a întâmplat acolo oare? Și aici britanicii nu reușesc să-mi apere teritoriul. Mă, că au 95 defensiva. Cu vizibilitate bună și o vizibilitate redusă. Ar trebui să-i poată capsa pe ăștia, să-i bată. Bine, sunt de... S-ar putea să fie de vreo 5 ori mai mult să număr. Adică te văd eu aici, m-au 104... Ah, m-au 80.000. Noi mai avem... Mama, de mai mult de 4 ori, de 5 ori mai mulți. Ia să încercăm să schimbăm chestia asta, să mă duc acolo cu flota. Ah, am luat și... am cucerit Bosnia. Muntenegru este cucerit. Eu nu înțeleg de ce încă nu capitulează. Hai să vedem aici dacă reușim să luăm și Western Thracia. Eastern Thracia văd că nu e încă sub asalt. A, te le-am luat-o. Dacă scoatem Turcia din război... mamă, e cucerit tot aici. Mai ne batem pe Western Thracia. Deci văd că i-au bătut britanicii. Wow. De ce cucerit tot? Am ajuns până la Eastern Thracia. Eu mă întreb otomanii ce au de gând să facă. Un asalt aici important. Cu trupe epuizate. Noi suntem în amol. Ai lui sunt complet epuizați. Și văd că am și un efectiv de trupe mult mai mare decât al lor. De dublu. Le-am provocat pagubile de 3 ori mai mari decât am suferit. Banii nu mai avem bani. Decât 2 milioane în rezervă. Aici se apără britanici, e bătălia aceea intensă. Mamă, sunt aproape de 8 ori mai mulți. Bine, la pierderi adevărat că i-au suferit pierderi uriașe. Și de răniți și de morți. S-au apărat eroic aici în Basarabia. Ai, nu știu, și văd că tot britanicii ne apără și acolo. Opa, am ajuns până la Istanbul. Am cucerit Eastern Thracia. Nu știu ce mai faci că pe acolo. Ia, și pe aici văd că au loc niște lupte, vânturi puternice, dar noi nu avem problemă cu vânturile puternice și le înfrângem flotele. Și aici văd că e și o flota, Real Armada Spaniol 445. Ia uite-mă puțin. Au venit britanici, au debarcat în Spania. De aia spaniolii n-au nicio treabă aici. N-au venit. S-au băgat ca să-i țină pe englezi ocupați și englezii au avut totuși 230 de batalioane să le aducă și aici. Mă, oricum, m-au 20 de puncte pe plus. Eu zic că avem speranță, tragem speranță că îi capitulăm aici. Dar hai să vedem ce se întâmplă. Asalt asupra Hudavendigar. Hudavendigar? Îi zice, mă rog, cucerit Istanbul cu ocazia asta. Dacă... Burma back down in diplomatic play against France. Mamă, le-am luat Istanbulul. Incredibil. Așa ceva. A picat Istanbulul. Ce se mai întâmplă pe aici pe mapa mond? E fantastic. Și trebuie să ne uităm un pic la spaniol pe aici, că sunt tare curios ce fac britanicii. Odată că le-au debarcat. Dar nu numai că le-au debarcat. Eu văd că le iau Andaluzia. Western Andaluzia de asemenea cucerită. Stai să vedem ce m-au pe lângă Valencia. Încă n-au ajuns nici la Toledo, nici la Badajoz. Ok. Andaluzia, ok. Aici văd că și-au bătaie la Sevilla. Mamă, cu chiucu, vai. S-au bătut până la ultimele 2000 de oameni săracii. Mamă, ce-a fost acolo. Wow, este... Băi, deci a capitulat tot ce aveau ăștia. Rușii nu văd ce au făcut. Deci, efectiv, au lăsat ăștia numai nimic aici. Mamă, incredibil. E întreagă... Au venit pe aici niște trupe rusești, dar nu știu ce fac.
Eu cred că astea sunt diviziile, armatele în frunte deja și au rămas pe poziții și refac pentru viitorul conflict. Da, nu mai avem nimica. Păi nu știu de ce mai continuă conflictul ăsta, uite, pică tot. Luăm Ankara curând. Da. Am cucerit Ankara. Luăm și Adana. Deja sunt pe minus. Asta a fost, dragilor. Deci dacă v-a plăcut, asta a fost conflictul. A fost, să zicem, scurt și la obiect. O să dau un save aici. Ca să avem și noi o referință a capitulării Turciei. Ne-a costat destul de mult război și probabil suntem pe minus cu bănuții, dar asta e. Stai așa, că nu este endul. Hai să mai dăm o dată save. Ne-a luat bine. Victory versus Otoman. 1969-4, 2 aprilie 1969, putem să facem pacea și otomanii. Am găsit pe minus 6. Mă trebuie să stai un pic, cred că. Hai să mai iau un pic de teritorii. Trebuie să pice Ankara, probabil. Eu văd că au mai picat ceva acolo între timp. Mă rog, ci că tot minus 9. O să facem o Grecie mai mare acum cu ocazia asta. Și o Marea Britanie mai puternică. Gata, e minus 14. E pe 0. A? Nu? Trebuie să fie măcar plus 1. Peace acceptance-ul. Hai mă că pică și Ankara și gata. Gata, e luată și Ankara. Nu, nu vreți pace că până la urmă ne ducem și îi batem și pe ruși cu ocazia asta dacă... Nu m-am uitat aici la conflicte, dar pare că rezistăm. Oarecum eroic. Minus 22. Gata, mă, acceptă. Rusia does not agree to the peace deal. Păi, ok, dar Turcia este capitulată, deci putem să impunem... Stai că mare o bucată. Am coborât și colonia la first la 3. Și aici am început să ne batem cu cine? Cu Egiptul. Am înțeles acum cine nu vrea. Imperiul Otoman și Grec vor accepta, dar ceilalți nu. Este la Spania ce face? Cred că am părăsit planeta. Cercăm să-i caut pe spanioli. Bătălie pentru Granada. Mamă, spaniolii iau și bătaie. La Cadiz. Minus 38. Ideea e că poate să capituleze pur și simplu Turcia, zic eu. Turcia a pierdut tot. Urmează, cred că, Egiptul. Mamă, Sinai a fost luat. La Egipt, deja a picat și ăla. Middle Egipt urmează. Atât timp când nu există trupe, cred că pică una după altul. Deci Egiptul va fi scos din război acum, curând. Uitați-vă cu ce repeziciune. Bătălia continuă adevărat pe granița aceasta, din Caucaz cu rușii și rușii nu și-au dus trupe aici, văd că trupe egiptene și otomane. Uite niște trupe ale rușilor. Pare că în ceea ce privește progresul, nu avem progres prea grozav, aici pare că i-am în front. Da, aici ne descurcăm greu. A fost greu cu o singură armată. Opa, i-am înfins în ultimul moment. Peste 16.000, 15.000, panic retreat. Egiptul este aproape integral capitulat, uitați-vă. Ce ne-am realizat eu că puteam să folosesc și trupele astea ca să terminăm mai repede conflictul, dar ok. Bun, toată lumea se replează, capitulați. Spania a fost capitulată. Egipt a fost capitulat. Mare Imperiul Otoman mare pe aici ceva. Da, de data asta acceptă. Nu mă au cu ce... Și totul numai pentru eliberarea Bulgariei. Da. Ce facem noi pentru vecinii bulgari?
și vecinii noștri greci, care, mă rog, nu sunt chiar exact vecini direct. Dar chestia asta, zic eu că a distrus un pic relațiile. Încă m-au defensive pact. Eu speram să le rup defensive pact-ul, da. Bun, deci după toată șmecheria, România a ajuns cu infamia la 47.3. Putem să vedem ce altceva merge mai departe. Kherson poate să încercăm să le eliberăm. Alternativ este Kievul sau Volinia. Dar cam asta este pronosticul în momentul de față. Suntem locul 4 la buget în lume. Ca și prestigiu în sine suntem locul 4. Ca și GDP suntem locul 4. British Raj un pic în față. Pe de altă parte, văd că la nivelul de trai suntem undeva la locul 2. Populație un pic mai spate, locul 7. Bun, dragilor, acesta a fost finalul episod cu eliberarea Bulgariei și mărirea Greciei. Te sperăm, poate ne facem din Grecia un viitor aliat cu chestia asta. Poate și din Bulgaria, Slovacia, cel puțin pentru a-i folosi împotriva țărilor de prin jur, să eliberăm Transnistria. Mersi mult, dragilor, pentru audiența, acesta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, să dați un like. Totodată nu vreau să încheiem cu totul episodul fără să menționăm faptul că seria se apropie de final. În săptămâna următoare ar trebui să urmeze un sondaj cu privire la restartul unei noi serii de Victoria 3. În această opțiune sunt limitate, după cum vedeți, infamia ne limitează foarte mult expansiunea teritorială și deja foarte multe dintre țări sunt deja mari. România foarte greu mai facem progres, trebuie să convingem țări să ne ajute. În momentul de față nu am fi reușit fără ajutorul Marii Britanii, pentru că erau Rusia, era Imperiul Otoman, era Spania, era Egipt. Da. Egiptul în sine nu aveau, aveau și 171 de batalioane, destul de slabe. Ăștia aveau și vreo 121, 320 de rezervă. Dar erau și rușii cu 560 de batalioane. Deci foarte, foarte greu să facem chestia asta de unii singuri. Drept urmare, mai progresăm un pic cu seria aceasta, dar ne pregătim să încheiem seria și să o luăm de la capăt cu una dintre țările care vor fi acolo în acest sondaj, cea câștigătoare. Mersi mult și bye bye!